Cu o surpriză, Lolo, m-am supărat. Puteți să veniți cu ce dovezi vreți, nu mă interesează. Eu îl iubesc foarte mult pe Laur și asta e tot ce contează. Și voi, dacă ne susțineți, vă mulțumim mult. Dacă hotărâți să vă retrageți, este alegerea dumneavoastră, nu ne supărăm. Și așa, Laur nu-și mai dorește nimic, ba chiar vrea să fie pe ultimul loc. Nu cred. Ai, mă, iubita. Vrei să speli chiar toate păcatele așa? Dintr-o dată. Mami, asta e extraordinar, iubita. Nu zi doar serios, așa. Serios, vorbesc. E bună, iubita, e comestibilă, e bună, e cum vrei tu. Nu vreau acum așa să mă lau doar de dragul. Nu, iubita, tot timp cât nu pățesc nimic de la ea așa, fizic vorbind, era bună și aia, știi? Dacă era. Dar ce ți-a făcut aia? Te-a strâmbat? Ce-a făcut? Știi, cred că-ți place să mă auzești. Am impresia. Zici că nici nu simți, bă, frate, plec 5 minute. Te mai suite la mine așa. Păi da, mă, Lolo, că toată lumea zicea, mamă, ce bun e, ce bun e, mamă, nu știu, s-auzea lumea cu culiții și am strigat. Și când s-a făcut tortul și de-asta tot la fel trebuia să faci, alții poate să fie mândri și să-și vadă de treaba lor. Dar nu poți să-ți vezi de treabă, serios, acum. Bă, da, dar nu complicați tu lucrurile, au gustat și la revedere. Nu, tu știi că eu nu-s de acord cu lucrurile astea și te faci chiar dacă nu-s de acord cu ele. Gen, vă să fim acasă, dacă nu-s de acord cu ceva, primele 5 minute care le-ai prins, te duci, te întorci, eu știu, sănătate. Mi era poftă, Lola, nu-mi pare rău, dar ți-am zis înainte că mi-e poftă de mort. Da, ți-am spus mă și eu la meci, nu trebuie să-mi faci capul iar mare. Am o anumită repulsie față de anumite persoane, nu pot să fac gesturi de-astea și să... E și de la doamna Daniela, stai liniștit, și am mâncat toată casa și mi-era poftă. Și de la Constantina am mâncat gogoși. Eu credeam că tu te-ai ofticat, crezi că e din altă parte. Dar tu ai fost Constantina? Nici cu doamna Orica n-am fost, nu te-o supărat. Dar tu ești maxim de drăguță, serios. Eu dacă nu eram cu tine și vedeam lucrurile astea așa și că făcea așa, eu ziceam, uite-mă ce-i face ăla, să supără pe ea degeaba. Ce a făcut era așa, e poftă. Dar de fapt lucrurile nu sunt așa. Și am și eu sentimentele mele. La Romexpo mi-a fost poftă de un cârnat și acum mă gândesc la cârnatul ăla, mă crezi? Chiar mă gândesc la câte, la ce lucruri poți tu să recurgi la câte poftă de ceva. Peste ce principii de ale tale sau de ale mele sau de ale relației noastre. Ai, și să presupune că o să fie poftă de unul cu care eu nu pot să ți-l ofer. Ce să faci? Dar de una mi-e poftă de o clătită, de un cârnat, de un popcorn, de vată pe băs, nu mi-e poftă de... o excursie în Paris. Stai liniștit. Tu dacă mergeai pe burtă, nu mai făceam acum material. Și tu dacă nu ziceai de studiu, de ce las, și cum? Nu trebuie să fii ziua și materialul. Dacă nu-ți vezi de relația ta, normal că e ziua și materialul. Mireasă pentru fiul meu. Deci Oana a văzut un cârnaț la Romexpo și acum i-a rămas gândul la el. De atunci... Era o cârnație aia făcută acolo afară, în fund, cu de-astea? Cu gratari de-astea. Cu gratari de-astea? La Târgu din Unț? Ceafu? Mici? De-astea? Nu la Târgu din Unț. Până la Târgu din Unț, ați fost la Romexpo? Da, de la Romexpo la Zuma. A, la, de la Zuma te gândești tu la cârnatul celălalt la Romexpo? Asta a rămas ca un exemplu așa să fie. Mamă, săracă, bun. Așa pofticioasă ești? Eu știu despre așa rău. De aici se trage și materialul. De ce anume ți-a fost poftă și de la cine ai mâncat spre disperarea lui Laur? Niște cartofi făcuți de doamna Urica. Bravo. A dat la toată casa. Bravo. Tu dă-l afară pe Fisu și mănâncă de la doamna Urica. Greșit. Eu i-am făcut. Da. Deci el, îți gătește și tu îl dai afară din emisiune. Dar eu nu am știut, mâncat toată casa. Am mâncat la un moment dat și Alin și am cerut lui Alin, adu-mi și mie rău. Am mâncat Alin, de-a fost rău atunci. Și mi-a adus mie Alin în momentul în care a venit la urmă de la țigară și a zis că de unde e ai? Nu, ea știa dinainte că eu o să fiu supărat și totuși a făcut asta. Asta m-a deranjat tot. Ca și cu ciorba. Dar după aceea a făcut doamna Urica imediat. A făcut un chec și am mâncat și lor. Ei, nu, am pățit la toată casa în momentul în care am mâncat și eu, pentru că ne-a adus Laura. Deci tu ai mâncat chec de la doamna Urica. Și tu, Oana, ai mâncat cartofi de la... Mai mult sau mai puțin, am făcut-o ironic la început. Nu știam că sunt de la Viorel, eu știam că sunt de la doamna Urica făcut. Dar lui tot una, nu de aceeași mamă, de același sânge. Nu sunt de acolo. Îi place să mai facă și chestii de-astea câteodată și eu trebuie să le accept așa. Nu, era venit de la țigară și era schimbată la față, dar cu farfurie.